Bună, fetelor, cu toate știm că acidul hialuronic ne ajută să arătăm mai tinere și mai frumoase, însă nu știm că îl putem folosi și în alte părți ale corpului. Este o procedură nouă. Nu foarte multă lume știe despre rejuvenarea mâinilor cu ajutorul acidului hialuronic. Puteți să ne povestiți un pic despre această procedură? Există multe metode de rejuvenare la nivelul respectiv, de la peeling-uri chimice, care tratează textura pielei, tratamente cu laser care rezolvă petele, inclusiv injectarea de vitamine prin mezoterapie sau PRP, celule din sânge, terapie Dracula, până la augmentare. Odată ce pierdem volum și începe să vedem toate vasele și tendoanele, cu ajutorul acid hialuronic sau cristale de calciu. Este o zonă care putem să aplicăm la mai multiple tratamente. Puteți să ne spuneți cum decurge acest tratament? Când discutăm de adăugarea de volum, fie cu acid hialuronic, fie cu cristale de calciu, tratamentul este rapid. Pur și simplu, se folosește o canulă, canulă e un ac puțin mai lung, atraumatic, care este bun, astfel încât cu o singură înțepătură, injectăm în tot dorsul mâinilor. Tratamentul fiind sub anestezie locală, nu este dureros deloc, nu apare, rar apare o vânătaie, dar fiind din cauza că folosim canulă, care este bontă, nu prea traumatizează zona. Pur și simplu injectăm în mai multe nivele produsul respectiv, urmat de un masat gentil. Rezultate se ved imediat după tratament, normal că arată mai bine la 2-3 zile după tratament. Cât durează tratamentul? Rezultatul se menține între un an și 2 ani de zile, depinde de ce substanță folosim. Chiar asta voiam să vă întreb, la cât timp trebuie să revenim ca să refacem acest tratament, de fapt? Deci, de obicei, majoritatea pacienților se întorc după un an și jumătate, până la 2 ani de zile, când începe deja să reabsorbe produsul din zona respectivă. Odată ce introducem acid hialuronic în mâini în mod repetat, pielea are de suferit în timp? Din contra, odată ce adăugăm acid hialuronic, de exemplu, sau cristale de calciu, avem un efect foarte plăcut de rejuvenare, lucru care ne ajută la stimul de fibre de colagen, acidul hialuronic și hidratează, astfel încât întotdeauna pielea, după tratament, chiar dacă n-am repetat tratamentul, întotdeauna arată mai bine decât înainte de tratament. Privind această procedură, există contraindicații sau complicații? Să știți că fiind tratament mini-invaziv, care se desfășoară în cabinet, nu prea avem contraindicație. Dar normal că trebuie să știm despre pacient, istoriul medical și așa mai departe. Legat de complicații, cu orice intervenție medicală putem să avem și complicații. De la necroze și așa mai departe. Din cauza asta este foarte important să apelăm la un medic cu experiență care știe să controlează o complicație în caz că apare. Ce recomandați pacienților imediat după operație? Imediat după intervenție, că nu este operație, recomandăm pur și simplu un masaj gentil și să ne bucurăm de rezultat. Vă mulțumim foarte mult, domn doctor, că ați fost alături de noi din nou la Hai cu Fetele, iar noi le salutăm pe fetele din platou, fetelor!